Deșteptarea. Un client a luat masa împreună cu familia sa într-un restaurant dintr-un oraș din statul american Florida și a lăsat angajaților un bacșiș de $10,000. Atenție, $10,000 bacșișul la o notă de plată de $144. Cum? E, trebuia... S-a dus cu familia, a făcut consumație de $144 de dolari și a lăsat bacșiș 10.000. 10.000? Mamă, ce om! Acesta a câștigat la loto în ziua aia, o fi fost foarte bogat, cred. Da, s-a adresat chelnerilor și bucătarilor localului pentru a le mulțumi pentru eforturile realizate în timpul pandemiei și pentru loialitatea de care au dat dovadă față de afacerea lor. Cam asta este povestea. Când i-am văzut pe băieți cum primeau cecurile care li se cuveneau, m-am simțit ca și cum eram în dimineața de Crăciun, spune proprietarul acelui restaurant. Îți dai seama că au împărțit cei 10.000 de euro. Eu știu câți angajați avea restaurantul, dar oricum, o sumă frumoasă. Ar fi avut tot, primeau mai mult decât de la $100. Ce te-ar putea face să lași suma asta? Nu știu, în afară de... ea să nu reprezinte foarte mult pentru tine, adică, nu? Da. Tu cât lași? Măi, m-am cam blocat așa la 10%, ai 15 uneori, 10-15%. Depinde și cât de mare e nota. Corect. Pentru că, scuză-mă, dacă ai o masă cu multă lume și o notă foarte mare... Așa, când lași 10%, te lași o grămadă de bani, știi? Păi, n-ai ce să faci până la urmă, dacă e masă mare. Da? Au și muncit oamenii aia ca să te servească la masa aia mare și să prepare atâtea chestii. Da, deci... mă, dar când îți mai pleacă așa niște bani mulți din buzunar, parcă te mai gândești. Uite, am văzut un restaurant în București în care s-a trecut direct pe notă, știi? Da, era o discuție veche treaba asta. Da. Se poate fi plătită cu cardul. Da, se plătește cu cardul și vine la notă și nu e mică, e 15%, chiar 18% în unele situații. Adică te obligă cumva, vrei, nu vrei, lași 18%. Nu mai lași alți bani, adică nu scoți și bani din buzunar, se lași la ospătar, ci scrie acolo, trebuie să te uiți, uite, scrie aici și... oamenii își împart banii acolo. Treaba asta se întâmplă și prin alte țări. Am văzut și în alte țări. Prin alte orașe din... Da, dar aici e foarte mare, că uite, am fost cu niște prieteni în Germania, unde am avut o masă de 4 persoane, că eram și cu copiii, 6 persoane, și bacșișul lăsat a fost foarte mic, adică a fost 1 euro spre 2 euro, și am întrebat, dar nu-i puțin, că eu am zis, na, 10% cât era noi. Și a zis, nu, oamenii au salarii bune, e munca lor, aici, da, la 1 euro, nu știu. Am ajunge și noi la, să spunem, da, chelnerii treaba asta. Da, deci am zis salariu bun. Cum a fost, știi? Adică fiecare țară are specificul ei. Poate o să ajungem să ne dea ei bani. Mă mulțumim că ați venit la noi. Luați din partea noastră un 10%. Mă aștept de momentul acela. Deșteptarea